Accident cumplit pe autostrada 1. 5 oamenii sunt încarcerați după ce o mașină s-a lovit de un utilaj de dezăpezire. Cu mai multe detalii vine purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elecheș. Bună dimineața! Bună dimineața! Și pentru noi, deocamdată, detaliile acestui incident, într-adevăr șocant, sunt neclare. E bine de știut că detaliile accidentului vor fi cercetate, evident, de către poliția rutieră și nu de către noi. Pot să confirm, într-adevăr, faptul că acolo este implicat un utilaj închiriat de la firma de dezăpezire. Deocamdată nu avem detalii despre ce s-a întâmplat exact acolo. Știm doar că utilajul nostru era undeva pe banda de urgență, efectua dezăpezirea benzii de urgență, era dotată cu toate luminile necesare, avea sirene, girofare, tot ce trebuie, inclusiv în spatele utilajului. Nu știm cum s-ar putea întâmpla, cum s-ar fi putut întâmpla acel accident. Spuneți-mi, vă rog, în ce stare se află victimele? Din păcate n-am aceste informații, noi ne ocupăm de drumuri, nu de victime. Legat de drumuri, atunci în zonă traficul este blocat? În acest moment, da, pe direcția Deva-Sibiu traficul este blocat pe autostrada A1 până la efectuarea cercetărilor la fața locului. Ce variante ocolitoare au șoferii în acest caz? Din fericire, în zona respectivă există chiar un nod rutier, nodul de la Săliște, deci probabil că traficul va fi deviat pe acolo, iar șoferii vor circula pe DN1, care este paralelă cu autostrada. Și o ultimă întrebare, care este situația drumurilor în județ la această oră în general? Pentru că vedem aceste fenomene meteo, nu știu, în zona respectivă, cam cum se circulă, cum arată drumurile în zona dumneavoastră. Noi ne ocupăm de tot centrul țării, adică județele Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Harghita și Covasna. În toate aceste județe, traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Noi acționăm cu aproximativ 200 de utilaje dotate cu lamă și răspânditori de sare. Am răspândit azi noapte în jur de 1000 de tone de material antiderapant, dar se acționează și la această oră. Ninge peste tot, ninge abundent pe alocuri, mai ales în zonele montane din sudul și sud-estul Transilvaniei, pe trecători, Rucărbran, Oituz, DN1 pe Predeal, DN73, DN1A, Brașov-Cheia, deci pe toate aceste drumuri ninge abundent, așa că și noi îi rugăm pe șoferi, tocmai având în vedere aceste incidente grave care se întâmplă de fiecare dată când ninge, îi rugăm pe șoferi să adapteze viteza la condițiile de drum, să circule prudent. Noi facem tot efortul posibil, dar este bine de știut că iarna, aderența scade, oricât am insistat noi cu curățenia și cu materialele antiderapante, viteza tot trebuie scăzută și trebuie șoferii să circule cu prudență. Există probleme pe anumite artere în județ? Eu știu, mașini înzăpezite sau drumuri blocate? În acest moment, în afară de acest incident de pe autostradă, nu știu să fie alte probleme aici în centrul țării. Mai avem un accident cu un tir răsturnat pe DN13 în județul Brașov, undeva în zona localității Măieruș, dar și acolo se circulă pe o bandă. Traficul este relativ redus, așa că nu sunt probleme foarte mari.